să-și păstreze forța de muncă, dar în același timp are nevoie ca produsele sale să aibă un tratament egal cu cele din import pe piața românească. Adică 60% din materia primă a societății este din import și în condițiile acestea importul trebuie să reflecte în prețul pe care îl plătește statul la rata de schimb actualizată și nu la 3,32 euro-dolarul. Euro la 3,32 lei euro. Bun, asta e o problemă tehnică. Certitudinea este că fabrica a reușit să poziționeze suficient de bine pe piața românească, ceea ce îi dă perspectiva menținerii activității chiar în situația de criză economică. În același timp, am observat solidaritatea sindicatelor cu administrația. Obiectivul principal al sindicatelor, dar și a conducerii companiei, fiind acela să păstreze locurile de muncă. Din punctul meu de vedere, compania are șanse să treacă cu bine peste situație economică dificilă, dacă și statul va reuși să plătească la timp producția pe care compania o desface pe piața românească prin farmacii. Sigur, am întrebat și în ce măsură produsele fabricii sunt listate pe lista Ministerului Sănătății la medicamente care se prescriu gratuit. Nu e o situație foarte roză. Cred că ar fi trebuit încurajată mai mult producția românească de medicamente, dar aceasta este o chestiune pe care o voi discuta cu guvernul care o să intre în pâine după 17 decembrie. În perspectiva imediată, eu cred că privatizarea nu este cel mai important lucru care trebuie făcut acum și mai ales procedura de privatizare prin licitație cu strigare ca la tablouri sau inele nu poate fi o soluție de privatizare. Chiar cred că orice salariat de aici s-ar putea simți jignit să fie împins într-un proces de privatizare ca un tablou, fie el și cu natură moartă. Deci trebuie avut în vedere că procesul de privatizare trebuie să aștepte momente și proceduri mai bune. Nu vreau să înțeleagă cumva că susțin o companie 100% de stat. 47% din companie este privatizată. Însă nu cred că acum este momentul să batem cu ciocanul la licitație cu strigare pe acoperișul antibiotice Iași. Dacă aveți întrebări. În ce măsură poate fi sprijinită fabrica de către statul român la export? Greu de spus. Statul român poate să sprijine fabrica pe piața internă. Exportul este o zonă care nu poate fi influențat de statul român. Dar, spre exemplu, statul român ar putea să ajute foarte mult fabrica dacă ar renunța la încasarea dividendelor și ar lăsa banii să rămână pentru continuare investițiilor în modernizarea fabricii sau dacă ar lua măsuri ca medicamentele pe care fabrica le plasează pe piața românească să fie plătite la 2 luni, la 3 luni și nu la 180 de zile, la 6 luni.
Președintele Traian Băsescu continuă turneul industrial. Astăzi este la Iași, a vizitat Antibiotice Iași. Lângă mine este Simona Gheorghe. Simona, statul ar trebui să plătească la timp producția